Bine v-am regăsit la o ediție specială a știrilor TVR. Ministrul Educației anunță când și cum se vor desfășura examenele naționale. O ascultăm. Bună ziua! Astăzi, la ora 14, președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat măsurile pentru sistemul românesc de învățământ. Prioritățile Ministerului Educației și Cercetării sunt de a asigura cadrul necesar pentru încheierea situațiilor școlare pentru toți elevii din sistemul românesc de învățământ, dar și susținerea examenelor, atât pentru elevi, cât și pentru profesori, în condiții de siguranță și cu respectarea recomandărilor de distanțare fizică. Dragi elevi, profesori și părinți, în această declarație voi veni cu informații suplimentare referitoare la precizările făcute de domnul președinte Klaus Iohannis. Țin să menționez că am luat în calcul și măsurile pe care state precum Italia, Portugalia, Letonia, Malta sau Ungaria le-au adoptat în contextul pandemiei COVID-19. După cum ați aflat, cursurile realizate în unitățile de învățământ rămân suspendate, însă continuă învățarea asistată de tehnologie. Ca și până acum, până în data de 12 iunie, când de altfel se vor încheia cursurile anului școlar 2019-2020. Pentru elevii care nu au acces la tehnologie, unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor oferi sprijin. Acestea vor transmite elevilor resurse de învățare și sarcini de lucru. Totodată, Ministerul Educației va elabora ghiduri metodologice pentru fiecare disciplină, astfel încât unele conținuturi care erau prevăzute pentru această perioadă să fie abordate în anul școlar următor. Cu alte cuvinte, se recuperează materia neparcursă în această perioadă. Referitor la încheierea situației școlare, țin să menționez că mediile vor fi încheiate cu minimum 2 calificative sau note, așa cum de altfel am mai precizat. Însă nu se vor mai susține teze. Pentru situațiile excepționale, de exemplu, în cazul în care un elev nu are 2 calificative sau note, Ministerul Educației va comunica modalitățile de încheiere a situației școlare. Astfel, dragi elevi, vă asigur că vom încheia cu bine anul școlar. Totodată, studenții își vor continua învățarea asistată de tehnologie, iar examenele se pot susține și online. Fiecare instituție de învățământ superior, în baza autonomiei universitare, va stabili modalitatea și data susținerii acestor examene. În ceea ce privește reluarea activităților în cadrul unităților de învățământ, elevii din clasele a 8-a, a 12-a, a 13-a, anii de final de ciclu profesional și post-liceal, pot reveni în unitățile de învățământ
pe data de 2 iunie, doar pentru 2 săptămâni. Se vor realiza în această perioadă numai activități de pregătire și consiliere pentru examenele naționale. Pentru elevii care au probleme de sănătate sau au în familie persoane cu risc de îmbolnăvire, prezența la școală va fi opțională, iar decizia va aparține părinților. În această situație însă, pregătirea elevilor se va realiza în continuare în sistem online. Referitor la examenele naționale, evaluarea națională și bacalaureatul se vor susține în conformitate cu noua programă pe care deja Ministerul Educației a transmis-o și respectând calendarele comunicate deja. Practic, evaluarea națională se va susține începând cu data de 15 iunie, iar examenul de bacalaureat, noutatea va fi că va începe cu probele scrise în data de 22 iunie și va continua cu probele pentru competențe. Calendarul va fi comunicat ulterior. Pentru cei care susțin examenele de certificare pentru învățământul profesional și profesional dual, dar și post-liceal, vor fi realizate aceste examene numai pe bază de proiect, iar proba practică va fi echivalată. În ceea ce privește examenele pe care le susțin cadrele didactice, ne referim aici la examenele de titularizare definitivat sau gradele didactice, acestea se vor desfășura cu respectarea măsurilor de siguranță și Ministerul va comunica în scurt timp modalitatea de susținere, dar și calendarele. Și pentru că există o preocupare constantă referitoare la condițiile de siguranță în școli, vreau să clarific următoarele aspecte. Vă asigur că se vor lua toate măsurile de siguranță, în așa fel încât să evităm orice risc de îmbolnăvire. Ministerul Educației, împreună cu Ministerul Sănătății, va elabora un ordin comun prin care vom stabili în mod clar toate măsurile de siguranță privind reluarea activității în unitățile de învățământ. În sala de clasă, igienizată ulterior, vor fi maximum 10 elevi, respectând toate măsurile de distanțare socială. Repet, maximum 10 elevi într-o sală de clasă. În plus, vă anunț că inspectoratele școlare vor pune la dispoziție un tel verde pentru orice întrebare sau nelămurire din partea părinților, a elevilor sau a cadrelor didactice pe această temă. În încheiere, vreau să subliniez că toate măsurile luate de Ministerul Educației și Cercetării respectă recomandările medicilor specialiști. Prin urmare, obiectivele Ministerului Educației pentru această perioadă sunt următoarele: încheierea cu bine a situației școlare,
iar examenele pentru elevi, studenți și profesori să se desfășoare în siguranță și în conformitate cu legea. Dragi elevi, profesori și părinți, știu și înțeleg că este o perioadă extrem de dificilă pentru noi toți. Apreciez toate eforturile dumneavoastră. Mă bucur că suntem cu toții sănătoși și vă mulțumesc că ați continuat învățarea de acasă. Educația continuă în orice condiții. Vă mulțumesc!